Un tânăr care muncea la un depozit din Florești a murit electrocutat în această dimineață. Muncitorul lucra pe un motostivuitor și se presupune că ar fi atins rețeaua de înaltă tensiune. A fost găsit fără suflare chiar de către colegii săi. Tânărul în vârstă de 22 de ani s-a electrocutat în această dimineață, în jurul orei 10, după ce a manipulat un stivuitor și ar fi atins firele de înaltă tensiune. Incidentul s-a petrecut în zona din spatele hotelului de la intrarea în localitatea Florești dinspre Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD, dar nu au putut face nimic în afară de a constata decesul bărbatului. Au parcat aici, s-a ridicat, nu știu. În consecință s-a produs un arc electric care a dus la decesul pe loc al lucrătorului respectiv prin electrocutare. Nu a putut fi salvat. Urmează ca polițiștii criminaliști împreună cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă să stabilească cu exactitate cum a murit tânărul. În urmă cu câteva minute am primit la redacție un comunicat din partea firmei Coratim, la care era angajat cu forme legale tânărul care a murit în această dimineață. Comunicat prin care conducerea firmei își exprimă regretul pentru accidentul petrecut. Dorim să ne exprimăm regretul pentru accidentul petrecut în această dimineață în hala companiei noastre din Florești, în urma căruia un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața. Tânărul era angajat în perioadă de probă de doar câteva zile în cadrul companiei noastre, cu contract individual de muncă și venea sporadic la serviciu, întrucât intenționa să plece în străinătate, nefiind hotărât dacă rămâne sau nu la noi. Accidentul a fost unul nefericit, nefiind în cadrul perimetrului de lucru și neavând o dispoziție de la șeful de echipă în sensul mutării și ridicării liftului sub liniile de înaltă tensiune. Suntem alături de familia îndurerată în aceste clipe grele și îi acordăm tot sprijinul de care are nevoie.